Doamnelor, domnilor, astăzi vă propun portretul lui Dorian Gray de Oscar Wilde, un roman în care facem cunoștința cu un tânăr extrem de frumos și bogat. El reușește să capteze atenția lui Basil Hallward, un pictor recunoscut pentru talentul lui și artistul îl folosește pe Dorian de câteva ori drept model pentru tablourile sale. Fiind fascinat de frumusețea fizică și inocența lui. Cartea începe cu prezentarea portretului făcut lui Dorian și momentul în care pictorul împărtășește prietenului său, Lordul Wotton, nemulțumirea față de faptul că pictura dezvăluie prea mult sentimentele lui pentru tânărul model. Henry Wotton, un personaj, să zicem, excentric, cunoscut pentru apologia pe care o face egoismului și plăcerilor trupești, dezaprobă însă convingerea artistului și susține cu tărie că tabloul este o, o capodoperă. Ajuns în atelier, Dorian îl cunoaște pe Henry și în conversația pe care o au, tânărul rămâne impresionat de de argumentele aduse de Lord în ceea ce privește natura, efemera, frumuseții și a tinereții. În urma conversației avute, Dorian ajunge la concluzia că detestă portretul realizat de Basil, tocmai pentru că e atât de perfect și peste ani îi va aminti de frumusețea lui de acum care se va fi stins. Așa se face că, într-un moment de panică și dezamăgire, Dorian își făgăduiește sufletul pentru a putea trăi veșnic tânăr, iar portretului să-i fie transferată toată povara îmbătrânirii. În următoarea perioadă, prietenia dintre Henry și Dorian devine din ce în ce mai puternică și amândoi ajung să pledeze pentru un nou curent hedonist, bazat pe fructificarea tinereții și a plăcerilor, a, a plăcerilor trupești. La scurt timp, Dorian ajunge să iubească pe Sibyl, o frumoasă actriță care se îndrăgostește și ea și apoi decide să renunțe la teatru. Din acest motiv, Dorian o părăsește. Ajuns acasă după această decizie, tânărul descoperă uimit că expresia feței din portretul său se schimbase devenind jocoritoare și, speriat, decide că a doua zi să se împace cu fata, cu Sibil. Însă gândul a venit prea târziu pentru că fata s-a sinucis. Pentru tânărul nostru nu a fost însă o tragedie, deoarece, la îndemnul maleficului Henry, actul actriței a fost perceput de către Dorian ca fiind un triumf propriu în personificarea tragediei. Ce se întâmplă mai departe? Dorian ascunde portretul într-o cameră întunecată, unde nimeni nu va putea să vadă transformările ulterioare și începe o viață degradantă de desfru, călăuzit fiind de Lordul Walton. Portretul se transformă într-o oglindă magică și dezvăluie treptat cele mai aspre poveri ale bătrânirii și ale, ale păcatului. În acest fel, o vreme eroul romanului își trăiește viața cu în hedonism, fără remușcări și fără inhibiții. Tipul lui rămâne fără cusur, emanând frumusețe și prospețime. Portretul lui însă va fi pe tot parcursul romanului un simbol al, al al conștiinței sale, amintindu-i de fiecare dată aspectul adevărat al sufletului său într-un final. Dorian va ajunge la confruntarea fatală cu reflexia sa pictată și va sfârși îmbătrânit, fără veste, victima misterioasă a imaginii din tabloul pe care atât l-a prețuit. Deși această carte are o construcție relativ simplă, iată se duce de la început cu acea amânare pusă în scenă în mod savant a unor lucruri pe care le tot aștept să se întâmple, iar când se întâmplă, ești întotdeauna surprins de deznodământul fiecare întâmplări în parte. Sigur, s-a făcut și un film după portretul lui Dorian Gray, unul în 1945 și încă unul în 2009. Eu l-am văzut pe cel recent, regizat de Oliver Parker, în care mi-a atras atenția în mod special Colin Firth, în rolul Lordului Wotton. Pot să vă spun că filmul abordează mai puțin satirea socială pe care a realizat-o Oscar Wilde în acest roman. Este accentuată, în schimb, ascensiunea și decăderea lui Dorian, motiv pentru care s-a pierdut, să zicem, puterea de sugestie pe care o are romanul. Așadar... În mod categoric vă recomand să citiți cartea în primul rând și apoi, dacă doriți să comparați, căutați ecranizarea din 1945, am auzit că e mai bună decât cea din 2009.